Ce faci, frate? Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în spină, ci ne izbăvește. Amin. Va citi o proclamație.
Declarația de la București. Cine mai sus? Așa, așa. Liniște! La 24 de ani, de la momentul decembrie 1989, în contrast cu visurile și speranțele de atunci ale românilor, avem o clasă politică imorală, tot mai ruptă de cetățeni, care s-a înconjurat cu ziduri legislative menite să-i protejeze privilegiile. Prefăcându-se că sunt în tabere opuse, politicienii mimează democrația, dar pe sub masă își dau mâna pentru a satisface interesele ale lor, ale îmbogățiților din această tranziție și ale corporațiilor străine. În timp ce ei își pregătesc superimunități și amnistii, abuzul de putere și de forță devine singura legere aplicabilă restului de 20 de milioane de români. Disprețul este moneda cu care au tratat și tratează cererile legitime ale cetățenilor, strigăte de nenumărate de ori în stradă de la 1 septembrie și până acum. De aceea este necesar să facem un pas înainte, să-i determinăm pe unii dintre ei să plece de la putere, iar pe ceilalți să dărâme zidurile legislative care acoperă afacerile murdare și împiedică necompromiși să gestioneze treburile publice. Sunt numeroase revendicările care ar trebui incluse pe lista pentru a reduce România, a readuce România la o stare de normalitate. Le-am notat doar pe cele mai dureroase în momentul actual și în special pe cele ce pot deschide ușa către schimbare. De aceea noi toți de aici cerem demisia guvernului Victor Ponta și a președintelui Traian Băsescu. Instituirea conducerii jandarmeriei și anchetarea abuzurilor comuse la Pungești, cu participarea unor experți desemnați de Consiliul Europei. 3. Abrogarea noilor modificări aduse codului penal, legii amnistiei, precum și respingerea proiectului de modificare a legii expropierii. 4. Modificarea legii partidelor politice pentru relaxarea condițiilor de înființare a acestora. 5. Revizuirea legilor electorale prin eliminarea pragurilor și reducerea numărului de semnături pentru înregistrarea candidaților independenți. Eliminația obligației de declarare adunărilor publice. Desecretizarea tuturor contractelor și clauzelor confidențiale încheiate de statul român, cu excepția celor din domeniul apărării și a siguranței naționale. Interzicerea mineritului pe bază de cianuri în România și includerea Roșiei Montane pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Interzicerea prin lege în România a fracturării hidraulice de mare volum în explorarea și exportarea gazelor de șist și altor hidrocarburi provenind din zăcămintele neconvenționale. 10. Anularea concesiunilor și licențelor de explorare și exploatare a hidrocarburilor de șist. Fraților, Victor Ponta este copilul făcut de Ion Iliescu cu Adrian Năstase. PSD-ul este urmașul PCR-ului. De aceea, noi toți de aici suntem împotriva Roșiei Fontane! Jos, Ponta, jos! Ești un ticălos! Jos, Ponta!